Fiara. Dorașule. Fiară sexoasă. Doamne, ce dor mi-a fost de tine, sexosul meu. Ce biceps, ce triceps, ce scurculeț. Acei chiorete la dispoziția numai tale. Cocostârcu, Sâmbarța, tot în regulă. Bine că ați parcat mașina aceea, că știu că ăsta e locul secției. Deci nu o să aveți niciun fel de problemă. Mașina e și supravegheată, să trăiți. Spasiva. Și noi vouă, mă. Adică mulțumesc. Auzi, să trăiți, servim patria, dați vidania. Vreau să finalizăm un proiect de lege care va aduce o grămadă de bani la buget. Oh, ce faci, pupăză? Bagi impozit pe respirat? Nu, deci respire liniștit și taci. Vreau să lucrăm împreună la legea prostiei. Prostiei? Hai mă, pupăză, pe bune! Tu vrei să sărăcești poporul ăsta definitiv? Ema, nu te mai repezi, dragă, că a stătut în vorbă. Așa, pupăză, așa? Pune-ți-o reperană că merit! Pentru tine sunt statut, abstinentă, nerecunoscătorule, ca să ai și tu purtătoare de cuvânt, nu purtătoare de bube. Ce să fac, Vanda? Hai mă, glumește! Păi ce, mi-a cerut ea bani de fond de tin și nu i-am dat? Serios? Cum dai bani de fond? Păi dăm bani de fond de tin, dragă! Ema, ne-am adunat aici ca să facem treabă, nu să ne machiem. Și nici n-au bani la mine, că am plecat de acasă la muncă, nu la cheltuit. Hai mai bine să ne facem treaba, să câștigăm alegerile și o să ai bani să spui machiaj și în cap. Adică să te vopsești, mă rog. Ce? A fi realme? Vandame, Vandame, caută-le, smulge-le, smulge-le, că dacă mi se zice buhul că sunt babă, eu iau rasta, ia-mi. Asta s-a întâmplat deja. Au zis că sunt babă, cine a zis, cum, de când? Nu partea cu baba, partea cu razna, că nu trece zi de la Dumnezeu să nu mă acuz că sunt amanta lui bărbactul. Hai mă, disperatul, că nu te mai acuz, că sigur nu ești, că tu n-ai cu ce să-l atragi. Adică ce vrei să spui? Măi, ia terminați odată, că avem atâta treabă! Concentrați-vă, că altfel vă las fără funcții, pe toți! Deci să revenim, cațelor! Păză, ziceai că vrei să bagi legea aia prostiei. Legea prostituției. Legea prostiei a propus-o nevastă ta. O știa de ce. Băi, să nu mai aud niciun cuvânt, gata! Păză, legea asta n-a fost în stare să o adopte niciun parlament. Te-ai pornit tu acum. Tocmai de-aia vreau să o finalizăm noi, ca să arătăm că suntem altceva, că suntem alternativa de care are nevoie țara asta și o să câștigăm milioane de voturi. Fiți atenți, ce bărbat nu vrea să se ducă legal la fetițe? E da, da. Și ce fetiță nu vrea să profeseze legal? Ca să fim eficienți, propun să lucrăm pe echipe. Și la final ne confruntăm rezultatele. Da, pe echipe.
Eu cu Emo. În visele tale, poate, da? Că ăsta e subiect legat de sex și știi că mă înfierbând. Și cum pupăză nu mi-a dat bani de fond de ten? Pupăză, dă-i bani de fond de ten, că altfel nu lucrăm nimic, să fie clar. Lasă că nu e nevoie să lucrați împreună. Emma lucrează cu Teo și eu o să lucrez cu Van Damme. Fete cu fete și băieți cu băieți, mm-hmm. Gata. Nu cred că e o idee prea bună, Popază. Că echipa de băieți cu siguranță va favoriza prostituatele ca să aibă unde să... mă înțelegi tu. Iar noi, femeile, vom fi mega restrictive ca să nu aibă bărbații unde să se ducă să ne înșele. E mai eficient să lucrăm în echipe mixte. Ai, e și mai logic să lucrăm așa, că de fapt prostituția ce înseamnă? Un serviciu între un bărbat și o femeie. Fiecare trebuie să-și susțină punctul de vedere, fiecare sex. De aceea, tu o să lucrezi cu Emma, ca să nu iasă bube, iar eu o să lucrez cu Van Damme, că nu-i niciun pericol, că n-am cu ce să-l atrag, nu? Tu ai zis. Teodora teoriei... Ce-a făcut? Teoria Teodorei este logică și inteligentă. Și se reconfirmă faptul că am făcut o alegere genială punând-o premier. Da, da. Dar hai, mergeți să lucrați voi doi acasă și eu cu Emma o să rămânem să lucrăm aici. Că trebuie să lucrăm independent unii de alții ca să putem confrunta soluțiile. Ce bine împarcată! Auzi, bă, Chiorete, deci te-ai pus bine cu rușii. Bă, dacă vin peste noi, le zici că suntem prieteni, da? Adrian, șeful, mai persifla atâta. Că doar e de datoria noastră a poliției să protejăm diplomații străini, nu? Corect. Bă, ești nebun? Nu pot să cred așa ceva! Tupeu, interlopilor nu mai are limite! La ăștia nu le mai e frică nici măcar de poliție, mă! Dar ce s-a întâmplat, colega? S-a opus la arestare cu prea puțin... Hai, Sictir, peizane, că te trimit iară să igienizezi toaleta! Hai, Sictir, tu că te găsești, dragi! Păi ce sunt peizanul? Băi, potoliți-vă! Păi da, mă face... Chiorete, nu-l mai provoca, te rog! Păi să nu mai vă face peizanul! Taci! Ia zi, mă! Ce să zic, șeful? E un gherțoi și-a parcat limuzina pe locul secției noastre de parcare și după numere e și ciordită. Nu e gherțoi, bă! E tatăl gherțoilor, da? Îmi și imaginez un bivol de la cu trei rânduri de ceafă și cu vreo 40 de tatuaje. Da, și eu l-am aranjat, șeful. I-am scris cu cuiu pe mașină, țopârlan, nesimțiș, invadator. Ha! Păi ce, mă? Nu e invadator? Nu ne ocupa locul secției? Ce se crede asta, armata rusă? Ha, ha, nu știu, că nu se crede. Chiar e. Ha. Că e mașina ambasadorului Rusiei. Bă, noi l-am lăsat să parcheze acolo. Că are numere de corp diplomatic și e datoria noastră să o protejăm. Poate nu știi românește, șeful. Marș imediat să evaluăm pagubele. Deci, și tu, Chiorete. Și eu. Și eu, toți. Hai. Hai, ia-o, mata. Hai. Că ești mai curajos, prea. Mai bine urcăm noi sus în dormitor la Pupăză, că poate vine Gogoașa și vrea și el să se uite la televizor, că doar e casa lui, nu? Și poate îl deranjăm. Sau ne deranjează el pe noi. Stai liniștită că nu ne deranjează, că nu e acasă. Bun, deci să începem cu începutul. Cum recunoaștem o prostituată? După vestimentația provocatoare? După vestimentație, mă, tău, ce naiba? Păi și dacă e schibiționistă, a? Că e schibiționistă, le s-ar arată așa, pe gratis, nu? Da, da, nu intră în negocieri, nu agață bărbați. Prostituatele fac chestii de genul ăsta, așa. E, e și greu să recunoști o prostituată. E în staționare, e semi-despoiată și aruncă bezele tuturor bărbaților care trec pe lângă ea. Hai! Hai, fii serios, că aia poate fi și o femeie serioasă care și-a dat întâlnire cu unul de pe net și nu știe cum arată ăla cu care se întâlnește. Femeile serioase nu-și dau întâlnire pe net și nu vin la întâlnire semi-despoiate ca prostituatele, na? Ei, nu vin. Ba, vin, că poate aia vrea să-l impresioneze pe ăla cu care se întâlnește. Sau poate e una care nu-i prea citită și vrea să limiteze dialogul cu tipul. Și cum poate să facă asta? Decât făcându-l pe ăla să rămână mut de uimire cu ochii la ea. Măi, Ema, prostituatele au fuste, uite așa, cât un brăcinar. Și sunt multe fete tinere care poartă fuste mini. Fetele tinere poartă fustele cam atât. Prostituatele poartă așa ceva. Oh. Și fusta ca fusta. Dar mai fac și mișcări lascive care ar trebui interzise pentru că afectează creșterea. Nu cred că o afectează, ba din contră, o stimulează. Creșterea minorilor, obsedat. Hai, mă, Emma, că exagerez.
Ce poate să fac cu o prostituată în stradă așa indecent? Ce poate? Ne. Ce poate? Păi uite, asta poate să fac. Uite, asta poate să fac. Ți-ar plăcea să vezi așa ceva când ești cu copilul tău de mână pe stradă? Auzi, în față s-a ridicat prea sus fusta. Dacă îi place, nu poți să oprești. Mateo, nu putem lăsa prostituatele să apară în halul ăsta pe stradă. Adică cum în halul ăsta, Van Damme? Ce, nu-ți place cum arăt? Bă, da, Teo. Adică, e indecent să apară așa. Van Damme, fii rațional. Prostituatele sunt cele comerciante ca oricare alții. Trebuie să-și vândă marfa, nu? Și unde e marfa lor? Aici, bineînțeles. Dar dacă tu le interziști dreptul la reclamă, le bagi în faliment. Hai zi sincer, nu ți-ar plăcea să vezi așa ceva pe stradă? Van Damme! Da. Uită-te aici, unde te uiți? Acolo mă uit. Un studiu de cază, e în interes legislativ. Ca să ai o părere documentată și obiectivă, da? Ia zi, ți-ar plăcea să vezi așa ceva pe stradă? Nu, ba da, tot timpul. Ți-ar plăcea să vezi așa ceva când ești cu copilașul? Pe stradă? Ți-ar plăcea? Da! Ți-ar plăcea? Da! Și să fii nevoit să te abții? Nu! Da! Acum nu sunt cu copilul, așa că nu trebuie să mă abțin. Nu! Ține-mă, Doamne! Ce problemă? Am zis, ține-mă, Doamne, nu ține-mă, Doamnă! Doamne, ești martor că sunt o victimă! Nebunit! Ce faci? Ce faci? Ce fac? Da, tu ce faci? Eu? Da? Eu așteptam să văd până unde vrei să ajungi? Păi, unde crezi? Aici? Ce casă, inconștientule? Eu am crezut că e o stimulare! Simulare? Că vrei să verificăm efectele legii? A, păi da, exact, aia și e o simulare, dar trebuie să verificăm până la capăt. Capăt? Da, cu finalizare. Da, că și legea trebuie finalizată. Că noi, practic, ne sacrificăm pentru legislativ. Aoleu. Pentru țară. Pentru țară, da, vreau și eu mă bag, că știi că-s patriotă. Știu, păi tocmai de-aia. Dar nu trebuie să afle, Van Damme, că atunci chiar o să fim sacrificat. Cum să afle, măi, mă, că știi că tot ce e aici o să fie secret de stat. Bine. Da. Dar fii atent. Da. Facem doar o dată ca să ne potolim harmonii. Da. Asta e unica dată. Da. 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 Teo, scuză-mă, e numai vina mea, m-a luat abstinența de cap. Te înțeleg, dar nu e cazul să te oprești, o să fiu discretă, promit. Teo, nu să-i fac așa ceva, Emei. Dar nu-i faci Emei, îmi faci mie. În definitiv, ce facem noi aici? Deocamdată nimic grav. Dar zic să ne oprim acum, că mai încolo... Van Damme, nu facem altceva decât să verificăm efectele legii la care lucrăm. Ne sacrificăm pentru procesul legislativ, pentru țară. Van Damme, tu nu vrei să fii patriot? Ba da! Păi cine nu e cu țara e împotriva ei? Van Damme, tu vrei să fii dușmanul României? Eu? Nu, cum să vreau așa ceva? Atunci treci în coace. O facem o singură dată și doar de dragul țării, ok? Normal. Da, hai sus la pupăză, că poate vine gogoașă și nu vreau să ne vadă proiectul. Dar de unde să știu eu, șeful, că e mașina rușilor? Nu trebuia și ea să aibă măcar șenile, să fie vopsită în roșu, să aibă o stea galbenă pe ea? Taci, că te omor! Ce dracu ne faci în cel? Băi, găsiți repede o soluție, că cu rușii iese nasol, ăștia vin peste noi! Șeful, o luăm de acolo și le zicem că le-au furat-o hoți! Cum, idiotule, că le-ai tăiat și cauciucurile? Au luat-o pe sus? Stai, șefule! Șeful, asta ar putea fi o soluție! O dăm cu praf, îi scotem numerele și chemăm pe ea de la serviciu de ridicare auto. Că vezi, doamne, careva a abandonat o rablă chiar la noi în parcare! Și când ar veni rușii, ăștia de la serviciu de ridicare auto ar să intre în belea, nu noi! Că noi i-am lăsat pe rând doar să parcheze mașina. Ne-am zis că le-au și păzim, dă-i măsa. Foarte bună idee, Chiorete. Fugi și fă rost de praf. Da, du-te. Mișcă-te, că tu ești cel mai praf dintre toți.
Bravo, bă, băiatule! Servesc patria, bre! Noi ne-am blocat, adică nu ne-am blocat. Adică vrea să spună că ne-am împotmolit, exact, la recunoașterea unei prostituate. Exact, exact. N-am reușit să ajungem la un consex, adică la un consens referitor la modul în care deosebim pe stradă o fată extravagantă, dar serioasă, de o prostituată, bă. Da, nici noi. Ia, n-ai greu. Da, da. De ce credeți că atâtea guverne s-au chinuit și n-au reușit să finalizeze această lege, nu? Da, dar noi o să o facem. O să continuăm să lucrăm până... Terminăm. Da. Țara are nevoie de o asemenea lege, da. Țara. Da, de data asta o să lucrăm noi acasă și... Voi aici, că m-a rupt biroul ăsta, așa poziție... Poftim? Incomodă! Da! Păi când stai și scrii așa, da, e nașpa, e nasolo, să atunci vedeți voi. Atunci când scrii, da. De-abia aștept. Să terminăm odată cu legea asta, că ne extenua pe toți. Păi ia, basta! Și bouă! Biroul e... Scrisul ăla, am înțeles. Salut, pupăză! Honoră, Van Damme! Da, baftă! Tu ce-l cu aia tu așa? Poate să întorc ăștia, dacă uita ceva! Păi le zic că am închis-o ca să nu tragă cu urechea adversarii politici la ideile noastre. E ultima oară, da? Normal! Pe ziua de azi! Promit că azi de ultima dată. Normal. Și o facem doar pentru că ne-o cere țara, nu? Ne-o cere țara. Da, și pe ea nu putem refuza. Nu refuzăm că-i țara noastră și iubim. Da. Ce țară! Mai ușor, că dacă vine gogoașii și ne aude... Fii atent dacă vine, îi spune că verificăm nivelul de decibel pe care are voie să-i scoată o prostituată la locul de muncă. Da? Păi tu țara și popor, mă apuc un pior. Bă, bă, trebuia să vă gândiți, bă, că mașina are sistem de localizare prin GPS, incapabililor! Păi bine, bre, că-și măcar ai fost de acord! Ai vreo dovadă scrisă, Chiorete? Să vă văd eu pe voi doi cum rezolvați scandalul diplomatic care o să iasă, că voi l-ați creat, voi le rezolvați! Scandal diplomatic, șeful de la o mașină? Exact, carcasă de mușchi fără creier. Că mașina a fost ridicată de autoritățile române și au găsit-o vandalizată și pe ea era scris invadator și de unde au tras concluzia că a fost un act de sfidare orchestrat de președinte. Hai vrei, lasă-o, pastore! Păi de unde dragi de amiază acum să ocupă președinția de ridicată mașini? Nu, dar poate să ordone vandalizarea mașinii ca să se răzbune păruși minte de agricultor. Ei, și acum voi doi vă duceți să explicați lui Vârlavu cum l-ați băgat în rahat. Hai, succes! Ce face? E, poftim! Ia uite, Vârlavu mă acuză că eu am aranjat chestia cu mașina rușilor ca să mă dau pro-american! Da, dar cum puteai tu să faci asta? Așa i-am zis și eu, dar nu mă crede! Căci că am prieteni polițiști fix la secția de unde a dispărut mașina. Mă, Teo, te rog, eu vorbește tu cu Vârlavu, că dacă rupe armistițiul de non-combat și dăm presă dosarul ăla cu evaziunea de la bar, m-am dus de-aibii. Pupăză, dacă vorbesc, o să mă dau de gol, că sunt omul tău, ai nebunit, vrei să le enervăm pe Vârlavu și mai tare? Eu zic să nu complicăm situația inutil și să rezolvăm simplu. Tu poți să o rezolvi. Cum? Dai o declarație că tu ai aranjat să fie distrusă mașina rușilor în semn de solidaritate cu Ucraina. Pentru că tu, nu-i așa, ești un bașnic susținător al libertății și democrației. Îl exonerezi pe Vârlavu de toate răspunderile și unde mai pui că-ți faci imagine de justițiar. Bă, da, deșteaptă ești. Mersi, lingușitorule. Genială mișcare, pupăză, genială! Toată presa te laudă! Ești în primele 18-20 de pagine pe la toate ziarele astea! Acum bănuiesc că mai crescut și în sondaje! Puțin! Cu cât? Cu 3%! 3%! Pupăză în turul 2! Pupăză în turul 2! Pupăză în turul 2! Auzi?
Dar să știi că creșterea asta a ta, jumate de nea mi se datorează și mie, mă. Că eu am vandalizat mașina. Că eu sunt antiruz, mă, ca și tine. Deci, merit eu ceva mai bun decât SPP-ul. Ministru de externe, ca să poți să-i beștelezi pe ruși oficial. Măi, Dorleț, ai tu răbdare ca să ieși președinte și vorbim? Ăsta, Matescu, de ce m-a chemat? Cred că vrea să te felicite și el. Da, și să-și aroge niște merite, că știi cum e pe fripturistul ăsta. Și plus că mai vrea vreun minister, două în plus, față de cealaltă. Domnul Pupăză, ce Grigoraș, ce onoare! Pupăză, te-am rugat să vii la noi la secție, să te anunț că tu o să plătești reparația mașinii ambasadei ruse. Că te-ai autodenunțat, nu? Matescu, nu plătesc nimic! O să plătească mușchiulică pentru că autodenunțul s-a mutat la el. Da, eu n-am bani de mașini. Te descurci, puternicosule, că altfel o să rămâi fără nicio funcție în viitoare administrație. Bă, fraiere, e și în interesul tău să afle americanii ce ai făcut. Că poate o să te pună șeful viitoarei baze NATO din România, mă. O să fie un fel de Top Cruise în Tom Gun. Adică invers. Adică nu înțelegi ce n-ai. Ai înțeles, mă? Pupăză, eu am înțeles. Mușchiulică, ce faci aici? Te omor, mă, iar ai vandalizat-o! Nu, șeful, astea sunt pentru polișat, șeful. Așa era. Nu știți că rușii ăștia sunt tipicari și scriu pe orice componentă a mașinii ce reprezintă? Nu-i asta ușa? Păi și de ce nu scriu rusește, mă? Ce? Pentru că nu știu rusește. Nu știu rusește, e producătorii mașinii, că asta e mașină occidentală, șeful. Fac și mișcări lașive care ar trebui interzise pentru că afectează nu creșterea. Nu cred că... Să te stai mai repede. Nu cred că afectează. Și fusta capul. Tu ești de aia de la turnul Eiffel? Îți dă 300 de euro să te întoci în țară la asta, măi? Unde e patul sud acolo? Ia, ia, stai, lasă, stai că se vede cărare, lasă așa. Gata, hai. Șerțu? Te mai fui tașa. Hai că-i acționez. Mă fi fosă, doamnă. Hai, că-i acțiune, hai, ce să... Aolo! Stai, stai. Hai, ia. Hai, acum. Da, să simți cașele, că eu am crezut că... Am crezut că... Cum zice? Am crezut... E o simulare! Mateo, ce ai făcut lui Van Damme?
Nu i-am făcut nimic. Iure, i-ai făcut tu ceva, dar nu se mai ceartă cu Emma. Că până acum ni se crăpau termopanele, dar te arăgnete. Dar de când vine la tine la terapie, joc cu mic și joc de glezne. Nu am mai fost la mine la consultație de... Nu mai țin minte. Pe bune? Da. Și eu care credeam că tu le-ai rezolvat problema cu lipsa sexului. Atunci e clar. Și-au rezolvat-o împreună. N-au rezolvat-o. Dar de unde știți voi? Fiindcă nu i-am mai auzit făcând sex prin casă și Emma când face se aude în jucării, adică. Da, și dacă ar fi făcut, mi-ar fi spus Emma că noi mai vorbim așa ca fetele. Da? Da. Păi atunci nu rămâne decât și altă variantă. Adică fiecare și-a găsit pe altul. Da-i atac. Hai, Iurea! Băi, campania asta electorală v-a cam transformat în siamez, că văd că vorbiți sincron. Exact. Adică trebuie să arătăm electoratului că președintele și premierul vorbesc aceeași limbă. Care? Deci o să fie o unitate și o armonie perfectă între Cotroceni și Palatul Victoria. Aha. Nu ca până acum. Dar hai mai bine să trecem la strategiile de campanie, că nu ne-am adunat aici să vorbim despre sexul cu Emma. Ăsta lui Emma. Poftim. Al Emei. S-a sesizat în tălău de gogoaș. Că dacă nu te-ai mai certat cu Van Damme, clar nu mai ești isterică. Deci, nu mai ești abstinentă. Deci, ai făcut-o cu cineva, deci trebuie să fii isterică. Ok, hai. Scuze, nebunatico. Cu bărbată tu trebuie să fii isterică, nu cu mine, că cu el ești abstinentă. Care? De ce zi, bă? Nu e nimeni? Am auzit-o afară când urla, că era afară udat florile. A, urla pentru că... Că ce? I-am zis că tot n-o pun, mă, premier, frate. Ți-ai agită degeaba, e isterică. Poftim, ziceai că s-a calmat. Și eu care credeam că se poate cu bărbazul. Păi o să facă, că nu mai e mult. Mă duc afară să curăț ficusul de păinjeni. Și să-l uzi. Dar de data asta cu stropitoarea, că altfel se usucă. Că bei acidulat, hai du-te. Isterică, a? Păi nu trebuia să liniștim prostul. Inventează-și tu un motiv de ceartă cu Van Damme ca să întărim ideea. Pentru că am mirosit gogoașă ceva, pentru că nu vă mai certați, că nu vă mai reproșați abstinența, de-astea. Mai băgă și tu ceva. Păi crezi că n-aș băga? Dar nu mă lasă disperată, că ci că ies bube. Mai bagă o ceartă, ca să pară că e totul, ca înainte, că nu s-a schimbat nimic. Oh! Să ne certăm! Da! Ia uite! Te-ai îndurat să mai vii și tu pe acasă? Am fost la treabă, mă, pisică. E, nu, că sunt și bou. Parcă trebuia să fac scandal. Auzi, mi se pare mie sau tu erai devenit paranoică, ha? Pe cine faci tu paranoică, mă, măgar de ghizat în tăuraș? Asta e o oră să vii acasă la familia ta? Am lucrat la o lege cu Teo, am stat călare pe ea... I-auzi! Am stat călare pe lege până la ora asta. Și parcă era vorba că pe Teo nu mai e geloasă, că doar mă duc să muncesc. Serios? Și unde sunt banii? Hai, arată-mi! Arată-mi tu, mai tăi, hai, arată-i! Ba, tu să-i arăți! Că bărbatul e susținătorul familiei! Esteban nu m-a întrebat niciodată dacă câștig bani. El îmi dădea, așa, pur și simplu îmi dădea. Serios? Da! Păi atunci du-te la el dacă vrei bani! Ai fost și predăite ca să încasezi recompensa! Așa, a? Bă, nu zici că chiar o să mă duc? Hai, du-te să vedem cine te ține! Unde să te duci, femeie nebună? Vrei să ne bași pe toți la apă? Și dacă îți bănei nevoie, că stau eu! Doamne, mă! Dracu, cu autobuzul lui, auzi, că ce că mă mișc prea greu, dacă n-am băgat o viteză. O, disperatule, că nu la Esteban mă duc să fac rost de bani. Da, unde? Mă duc să pozez într-o revistă pentru bărbați care m-a ofertat. Și pe care până acum am refuzat-o ca proasta de dragul unui măgar deghizat în tăuraș. Și tu, toată fericită! Că dacă aude pupăză ce vrei să faci, te eliți pe modă minister și o să te dea și afară din casă. Că viitorul președinte al României nu poate să doarmă sub același acoperiș cu o ușuratică, că nu e pește. Ia să vedem! Măi, evacetează că în calitate de viitor patriarh nu poți să-ți permiți să te duci să te prostituezi!
ca să pozeze revistele astea de rețete culinare, e pornografie curată, e cum te prostituiesc pe bani. Hai, Lurlane, dă-te la o parte, că ești obosit. Ia uite-o, cu crucea la gând, ești nenorocit, o dă-o jos, e blasfemie! Blasfemie, Mârlane! Blasfemie e când ți-e foame, mă! Blasfemie e când zici o femeie cu crucea la gând să facă mă scăr! Dă-o așa! Frigule! Uite crucea după care ai mandria la mine! Ce-ai făcut, Madame Cucu? Ai lovit viitorul patriarh al României? Vrei să urci și tu pe Caramon? Zi, vrei? Eu am fost acolo. Ai văzut ce robot de bucătărie avea tipul ăla de a ieși de la noi din bloc? Fiscal nostru! Și ăia de la magazin mi-a zis că e unicat în România, că o grămadă de bani am dat. Niște mencinoși, dar e măs. Ba, zici tu că faci ordine și curățenie, dar nici chiar așa două moașe s-a de treabă. Acum să-mi iau o săptămână să-mi găsesc bulendrele pe care mi le-ai ascuns tu cine știe pe unde. Bă, n-am făcut nicio ordine și nicio curățenie. Unde-i, mă, televizorul? Și lampadarul? Și cafetiera? Băi, ușa! N-am deschis-o, niciunul dintre noi era deschisă, mă! Bă, nu vine a crede! Chiar așa lipsă de respect are oții din ziua de astăzi să pune de la poliție? Ăla era robotul nostru de bucătărie, unicatul! Foți ordinar, uite așa ți-l prânz pe genunchi! Mă, stai mă, liniștește-te că a fugit, s-a dus departe degeaba, dropă aici! Da! Calmează-te, că nu-l mai prinzi! Plus că avem asigurare! N-avem niciun interes să recuperăm lucrurile de la hoț! Că putem să ne luăm altele noi cu banii de la asigurare. Și mai noi, mai performante, mai ca lumea. Gândește-te și tu! Ia uite! S-au publicat deja fotografiile. Ai, Gogule, încetează cu Caterinca proastă, că aia a fost doar o amenințare. Eu n-am pozat pentru nicio revistă de ochiat. Dar cine a zis că asta e revistă de ochiată, dar e pentru adulți? Asta e revista de scandal! Ce te paparați? Ți-o fotografie a semnul ăla de la gât. Și acum speculează că ai vrut să te sinucizi. Adică sunt spânsuri. Băi, știu acum? Băi, slănină, fără creier! Asta s-a întâmplat numai din cauza ta! Că m-ai strâns de gât cu crucifixul ăla! Eu n-am vrut decât să îndeplinesc misiunea Domnului, să-i protejez crucifixul. Să vezi ce misiune îți bag eu râtul ăla dacă nu rezolvi problema imediat. Cum? Cum? Te duci și le spui ziariștilor ce s-a întâmplat? Adevărul! Că nu vreau să mă creadă sinucigașă, adică slabă. Bine, dragă, mă duc. Ok, mă duc. Dar ce adevăr să le zic? Că bănuiesc că nu vrei să le spun adevărul ăla care tu vrei să pozezi goală într-o revistă pentru bărbați și eu te-am împiedicat. Nu vroiam să pozez goală nicio revistă. Aia a fost doar o amenințare. Mișcă-te și rezolvă situația. Zile că... Nu știu, zile că te-ai împiedicat ca... ca... ce ești și te-ai agățat de medalionul meu. Poponețule, ia aibă să facem și noi inventarul cu ce ne-a furat răia. Că acum trebuie să pice agentul ăla constatator și o să ne ceară lista cu obiecte. Chiorete, dă-mi bine inventar. Trecem ce ne trece prin cap. Bă, tu ești puțin complet ralala. Ăsta se numește furt și fals în declarație. Și cine crezi că o să ne acuze pe noi, mă? Dita mai polițiști, cine? Bă, nu-ți dai seama că e șansa noastră să facem și noi un bănuț acolo, un mărunțiș? Păi sunt alții care dau țepe la asigurări de milioane de euro și nu mai pățesc nimic. Bine, mă, lasă, scriem acolo că am avut doi roboți de bucătărie. Eu aș merge mai departe. Mai pardon că trei nu merge, că noi suntem doar doi. Ce dragi, Damian, lucrăm la două mâini? Mai departe, adică la lucruri mai serioase. Dacă am declarat că am avut și 300 de grame de aur. Nu, e clar, te țăcăni definitiv. De unde dragi să avem noi aur, mă? Ce, suntem minoritari? Păi toată lumea investește în aur, mă, că ăsta nu se devalorizează. Păi bine, mă, dar ăla nu trebuie declarat separat. Nu. Că e trecut la valori mari. Nu, că zicem că n-am știut că avem asigurare. Dacă e locuință de servici. Și scăpăm și de orice bănuială că am fi premeditat ceva. Merge să aude, nu? Până în fund acolo. Bun. Să vă explic
De unde are purtătoarea de cuvânt semnul ăla pe gât? Zine doar 9 și îți plătim exclusivitate. Ba, nu, 10 milioane. Îți plătim 15. Bă, deci 10, 9 10. Cu 15 ăsta dă mai mult. Să licitează, licitează, licitează. Eu pot să-ți ofer cât ăștia doi la un loc. Perfect. Hai voi ăștia afară. Zut. Așa, tăticule, asta. Hai, mă, ieșiți mai repede. Ia uite la Ida. Fii atent. Purtătoarea de cuvânt avea un șnur la gât, mă. Și eu m-am împiedicat și m-am agățat de șnur, de cruciuliță, înțelegi? Și ca să nu cad, am gâtuit-o involuntar. Bă, tu-ți bagi joc de mine? Da. Crezi că interesează pe cineva știrea asta? Ia dă bani înapoi, dă bani înapoi. Stai, stai, calmează-te, mă, că a fost o glumă. Ce te repezi așa? Am vrut să te verific dacă ești profesionist sau nu. Că eu așa verific, păi să vezi cum i-am dat pe aia afară. Că e amator de-i măsă. A gătuit-o un fost iubit, Dalí. Un producător din Spania, unul din Castellón. Da, ca să se răzbune pe ea că l-a părăsit. Dacă nu interveneam eu să o salvez, o omora. Da, a zis că revine. Revine ca să ducă răzbunarea până la capăt. Poți să mă sun când nu mai gătui odată? Să facem un video. Da, vii cu cașcaval, tătico, nu cu măruței de ăștia, da? Bă, băieți, în legătură cu spargerea de la voi, vă anunț că mă ocup personal de rezolvarea dosarului, că doar e locuința de serviciu, nu? Da, și foarte bine, șeful, foarte bine. Bă, asta-i culmea sfidării, mă! Vor face ăștia numai un pic de limită. Așa e, șeful, n-au pic de jenă să... Bă, vouă vi s-a luat aur? O, 7-8 kg chiar! 300 de grame! De unde aveți aur voi, mă, pârliților? Că lefurile le aveți modeste și la câte gafe faceți, rar le-ați luat întregi. Păi, voi luați șfagă! Nu! Nici într-un caz să n-avem paie la băgat, șeful! Vă jur, nu e aurul nostru, bre! Că noi suntem niște pârliți! E aurul pupăsă! Că-și că fiindcă l-a lăsat la noi de frica la DNA, bre! Ca să nu vie ăia și să pui sechestru și pe el, suplimentar! Dacă el are da. De când avea bar. Avea bar, da. Și clienții care nu aveau bani să plătească notele de plată, da. Le lua bijuterii, le... Cămătarul naibii! Să dea naiba să nu mă pună ministru, că o să putrezească în pușcărie. Ce a zis? Cum a strâns de gât iubitul spaniol din Castellón? Tu stai seama ce idiot? Dacă se apucă ziariștii să facă cercetări și îl descoperă pe Esteban, suntem terminați! Trebuie neapărat să reparăm ce a stricat idiotul, a patentat în goană după bani! Și de ce nu să câștigăm și noi ceva? Că povestea nouă trebuie plătită. Da? Hai, salut! Pupăză, am venit în legătură cu aurul. Aurul? Pupăză, lasă teatru, că mi-au zis Petreu și tot. Ai 300 de grame de aur la ei. 300? Adică tu ai sute de milioane de lei băgați în aur și nouă respectiv falit? Nu-i mai are. Că tocmai au furat hoții aurul, că l-avea ascuns în garsoniera Petreușilor și aia a fost spartă. Nu zici că au venit la pont? Tarhon cu tânul cu câmă. Și cum să pui, bă, tarhon? Păi eu ce zic, dar nu de asta ziceam. Cum v-ați permis să mințiți numele meu, mă? Am eu aur ascuns la voi? Liniștește-te, Pupăză, că am zis și noi așa, ca să punem mâna pe banii de la asigurări și să-i împărțim cu tine, bineînțeles. Băi, miliție-le, mă, băi, eu am conturile blocate, ai uitat? Orice intră în ele rămâne acolo, deci n-ați câștigat nimic. Deșteptul pește, ne rișcăm pielea pentru draste piaptele, pentru nimica. Termină, mă, că o să găsim o soluție. Da, o să zicem că e aurul altcuiva, al lui Gogoașe, de exemplu, de la Măsa. Da, i-l-a dat un fel de zestre, că nu-l ia nimeni pe ăla cum arată fără zestre. Egeo, am învățat o rumena, pero Am înțeles că sunteți producător? A, si, 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 eu soy producătore de capsunas. Asta am cunoscut-o pe signorita, că ea venise a trabajo în Spania. Si, ne-am enamorat pe loc. Păi dacă o iubiți așa mult... Nu înțeleg, de ce ați încercat să o omorâți? Are dreptate, da? Da, noi s-a de verdad. Noi eu am încercat-o. Porque hombre español respecta señoritele. Che dați ca să vă dice cum s-a întâmplat con adevărat?
Dinero? Dinero. Dinero es bien. Bueno, yo am parecido. Y ea de tristeza încercar să se suicida. Dar yo am salvat-o în último momento. Ahora, trăir datorita mie. Da, mă, și împărțim banii la patru. Yes! Aveți cuvântul meu, Torgan? Da, Chiorete, nu mai jura strâmb că nu o să împărțim deloc la patru, în mod egal. De ce? Pentru că noi merităm mai mult, pentru că a noastră a fost ideea... Ba, eu trebuie să primesc mai mult, pentru că eu sunt persoană publică și voi mi-ați riscat imaginea cu tâmpenia asta voastră. Bravo, domnilor! Păi și atunci eu că să mai cer? Când fără mie nu încăsați nici măcar o lețcăie? Bașca, dacă află mămica, ai spus-o! Ce să iară cu cum ai spus tu, nu mă să mai lăsați! Că vă joc în picioare! Infractorilor! Au! Dar ce-ai dat de mine? Și noi ăștia nu! Păi nu vezi că sunteți! Păi și noi ăștia de ce nu tai? Că sunt puțini și rari! În tine s-au adunat mulți! Sunteți o ciurdă, infractorilor! Și să ziceți mersi dacă încasăm ceva fără a avea probleme. Și dacă încasăm, împărțim cum am stabilit eu, în patru. Că dacă nu, vă torn eu pe toți, mă, vă dau un gât. Și atunci adio campanie, adio președinție, adio draci, adio laci, adio măta. Vă încarc? Să repari situația, nu s-o stai și mai rău, tântălăule! Psilucicașa, mă! Cum ai putut, mă? Cum ai putut? Că nu pot să cred! Nu ajungea că sunt o femeie slabă. Acum mai sunt și o nenorocită de băgână care s-ar dă-n iad. Mișcă imediat și spune-le lor că a fost o farsă. Nu pot, mă, pisică, că o să ne ia toți banii. E, atunci o să mă duc eu să le spun că ăla care s-a dat de fostul meu iubit e un impostor care i-a mințit pentru bani. Mă, pisică, tu vrei să mă nenorocești? Vrei să mă linșeze ăia când o să afle că le-am luat banii degeaba? Mamă, că n-o să te linșeze, tântălăule! Că ea habar n-au că ești tu și deghizarea aia n-o să mai folosești niciodată. Deci poți să dai ochii liniștit cu ziariștii. Ți intră până nu dar în ușa! Mierșe! A, sărbuna, tântișor! Lasă cu linciurele asta! Ia zi, dar ce m-ai chemat? Dar nu cum spui cumva că nătărăul meu a făcut vreun păcinat? Că stai, stai, tântișor, liniștită din contră! Te-am chemat să spun că v-am recuperat prejudiciu. Așa, foarte bine! Ce prejudiciu? Sestra lui Costelu și aurul de la Matale, că tocmai a fost furat. Dar stai liniștită, tântișor, că luăm contravaloarea de la asigurări, că era în apartamentul nostru de servici și l-ai asigurat. Aură? Care... aură! De? Mă ramulisc, om, bătrânesc, de, trec ani peste... M-ai făcut, mă, bă, că te dormești. Stai, tântișor, n-am zis nimic. Așa. Foarte bine că recuperarea scăde. Fără de el, nu poți să o cucerească pe cinuța. Păi și, tântișor, nu dai și Matale o pălincuță, o slăninuță, că i-am salvat mariajul și moștenitorul? Ți-aș da, poftișoșule, numai că n-am la mine nici pălincuță, nici slăninuță, că mă chemați să grabă și veni în fugă. Dacă vrei, își plătești în natură, vrei? Nu, tântișor, hai că am glumit, că nu-mi trebuie acum. Las că mi-l trimis Matale prin poștă. Prin poștă? Ce înapoiat ești? Eu sunt mai modernă. Ce le trimit prin mail, vrei? Și cel care s-a dat iubitul ei spaniol e, de fapt, iubitul ei român. A trimis o poză cu adevăratul ei iubit și cu ea făcând... Pipirica? Nu, știi tu... Căcuța? Adică să fie în trandrețuri. Să, păi ea nu face trandrețuri de-astea. Nu face trandrețuri? Nu face, că iese bube. Ies bube? Bă, tu, mă, e la mișto? Scoate banii acum. Ori îmi dai bani, ori îmi dai poza. Acum, scoate banii. Gata, mă, haide! Ho, ho, trăiți? Ha? Avet? Gata? Ia zi, ți-o da? Da, ia uite! Păi, ce faci, mă? Dar ce mi-ai luat? N-a fost vorba că îi împărțim în patru? Asta și fac, disperatule! Doar că eu o să iau un mic comision, pentru că eu fac socotelile, adică taxa contabilă, gogule! Da, și noi o să încasăm nici comision,
căci că fiindcă am asigurat protecția banilor până acasă. Exact. Băi, iar începe să vă certați pe bani, cârpănoșilor. Dacă nu împărțim la patru, în mod egal, așa cum am stabilit, nu vă mai dau nimic, că sunt banii mei, zestre de la mămica. Corect! Păi atunci banii rămân la mine. Stai, că a fost o glumă. Proastă! Că dacă tot ați mințit că banii ăștia sunt în zestre, apoi zestre o să rămâie. Și eu o să împrumut pe Ginuța ca să se descurce cu ei până când eu deblocam măsă și dați conturile. Și manevra asta, sigur o să o sensibilizeze și o să-l accepte pe tântălău meu mic și prost. Dă, Doamne, să găsesc bani! Dă, Doamne, să găsesc bani, că-l mi-termănișează ziariștii! Îi rămâne biserica fără beoreu! Fără patriarh, matare, rămâi fără beoreu! Șase s-o găsesc pe Ema făcând sex foarte slabe! Repede. Nu trebuie să ne grăbim, că Gogoașa s-a dus să o ducă pe măsa la gară. Vandam lucrează cu Teo la proiectul de autostrăzi și Murnanu nu urcă aici fără permisiune. Te-nvit aici, este șansa ta. Nu urca! Ce faci mă acum, inconștientule, că ăsta te șantajează pe tine și pe mine? Șterge memoria acum! Care memorie, că nu are așa ceva? Ăsta reține informația pe retină. Nu-i nevoie, e de ajuns să-mi dați niște cașcaval și să-mi mormânt. Ce ți-am zis? Ce faci, mă? Protejezi retina, să nu, că dacă scoate ochii, trebuie să rămână pe hard imaginea. Nu. Ordinar, dacă nu ți-l omor, stai, nu te agita ca nebunul, că n-are niciun rost. Oricum s-a dus să fugit de departe. Nu te mai... Sperie că ți-ai... Păi nu se pune tarhon la ciorba de burtă, degeaba... Păi nu adineaur la dubla trecută, asta mi-ai zis? Dar de ce te-ai luat mine? Ca și ca fi că ești un grup infracțional mare, că ești scârba de acu! Deci una s-a dus, am zis trei duble. Dar nu, mă! Pa toți, vă joc în picioare! Copășați! Infractori! Au! Dar de ce te-ai numai mine? Păi nu vezi că sunteți! Au! Păi și ăștia? Să ziceți mersi, dacă încasăm ceva fără a avea probleme. Dar nu e așa, ia vezi, se măr? Nu vine, mă, nu vine! Am început să se măr? Nu vine! Infractorilor! Hai mai repede, scoate banii! Scoate banii, că mă ridic la tine! Ia! Sacrificăm pentru procesul legislativ, pentru țară. Vandame, tu nu vrei să fii patriot? Bă, da! Păi cine nu e cu țara e împotriva ei! Vandame, tu vrei să fii dușmanul României? Eu? Nu, cum să vreau așa ceva? Atunci treci în coace. O facem o singură dată și doar de dragul țării, ok? Normal. Da, hai sus la pupă zăcă, poate vine Gogoașă și nu vreau să ne vadă proiectul. Că noi, practic, ne sacrificăm pentru legislativ. Aoleu. Pentru țară. Pentru țară, da, vreau și eu mă bacă, știi că-s patriotă. Știu, păi tocmai de-aia. Dar nu trebuie să afle, Vandame, că vreau și chiar o să fim sacrificat. Cum să afle, măi, mă, că știi că tot ce e aici o să fie secret de stat. Bine. Da. Dar fii atent. Da. Facem doar o dată ca să ne potolim harmonii. Da. Asta e unica dată. Da. 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 Repede.
Noi trebuie să ne grăbim, că Gogoașe s-a dus să o ducă pe Măsa la gară. Vandam lucrează cu Teo la proiectul de autostrăzi și Mărlanu nu urcă aici fără permisiune. Te invit aici, este șansa ta. Nu urca, nu urca! Ce faci, mă, acum, inconștientule, că ăsta te șantajează pe tine, pe mine? Șterge memoria acum! Care memorie, că nu are așa ceva? Ăsta reține informația pe retină. Nu e nevoie, e de ajuns să-mi dați niște cașcaval și să mormânt. Ce ți-am zis? Ce ți-am zis? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Protejez retina, să nu, că dacă scoate ochii, trebuie să rămână pahar de imaginea. Nu. Păi neapărat să rezolvăm cu Mărlanu, să închidem gura, ceva. Păi iau măr, că la porc așa-i stă bine. Pupă, să încetează cu glumele astea proaste, că nu e de glumit cu așa ceva. Ăsta-i spune lui Van Damme și ăla ne omoară. Că-i tăuraș, e violent și o să vă vede negru în fața ochilor de gelozie. Stai, mă, liniștită, că n-are curat să zică nimic lui Van Damme. Că știe și el că ăla e nebun și poate să ne omoare. Deci el o să fie complice la crimă. Deci adio popeală și adio și patriarhie, că dacă eu nu mai ies președinte, adio minister, adio tot. Ia uite, vorbim de lup și cei trei purcenuși la ușă. Știu, mă, ți-am făcut poftă de mâncare. Ia dai să-ți iei două Eugenii. Ema, dă-i tu, că eu n-am schimbat. Nu de mâncare am poftă, pupăză, de mirabela am poftă. Vă topesc de dorul ei. Păi atunci ești de aici dacă te topești. Că n-am chef să-mi umpli pardosea ala de untură să alunecăm la ei pe aici. Mă lasă glumele proaste, că s-ar putea să am și unele cu Van Damme. Ce-i cu păză, ce-i, că n-are curaj? Mărlane, hai să vorbim bărbătește. Ce vrei, mă? Ce-o văz pe iubita mea? Se rezolvă, mă duc eu și aduc o poză. Ce-o văz în viu, adică să mă duc la ea în Spania. Și să-i spun ce perspective am, că de bogat o să fiu eu, cum o să am la picioare, o să am la picioare toată biserica română, etc., etc. Păi du-te, Mărlane, du-te, ce mai aștepți? Bani de drum aștept, aia, că trebuie bani de drum, de mâncare, de cazare, de cadou frumos, că nu-ți mă duc la Mirabela cu mâna băgată în borda... Nă, dragilor, că e rupt în fund, apropo, și pantalonii trebuie. Pupă, să dă imediat bani să plecem în Spania, la iubirea lui, n-auzi? Ce vorbești, dragă? Păi tu ai idee cât costă un bilet de avion? Dar ce zic eu, unu, două, că asta nu cape cu un singur scaun. Plus că vrea să plece azi mâine, nu? Da, deci... și azi și mâine plec cu două curse. Că... Păi stai seama, tipul, o să fie pe puțin 2000 de euro. De unde atâția bani? N-am mai văzut că n-am schimbat. Da. Asta e, pupăză. Dacă n-ai. Nu o să iau eu pielea după tine, mai ales că ne cunoaște. Bravo. Las că o să iau de la aia, de la ziariști, că aia sigur au. Și dacă au licitat-i pentru informație verbală, dar mi-te pentru fotografia cu voi. Ha. S-ar putea să zbor cu jegul, ăsta cu jetul. Pupă, să scoate imediat bani și dă idiotului să plece, că nu mai scăpam de el. Judecă! Păi bine, mă, Mărlane, mă, bă, eu aveam o părere mai bună despre tine. Păi dacă faci poza publică, n-o vede, mă, și Van Damme. Și știi că ăla-i gelos. O să ne omoare pe amândoi. Și dacă eu nu mai ies președinte, cum mai ajungi tu, mă, ministru și patriarh? Deci, cu ce-o convingi pe Mirabela să se întoarcă la tine? Cu ce? La asta nu m-am gândit. Al dracu, cu te gândești tu la toate! Nu se vede, prost, că orice aș face, nu pot să ajung la Mirabela și-n pace. Ritmul ăsta nebunesc, nici nu știu încotro să o apuc. Spre Teo,
că ea se ocupă cu chestiile astea și chiar se pricepe. Uite, a rezolvat-o pe Emma cu abstinența. Cred că se mai certă cu Van Damme. Păi nu te-o a rezolvat-o, fraiere. Da, dar cine? A, cine? A? Dumnezeu, bunuțul drăguțul, că fără voia lui nu se întâmplă nimic în lumea asta. Păi atunci vorbește cu Dumnezeu, bunuțul drăguțul, să-ți facă el programare la Teo. Auzi, Dumnezeu. Bună ziua la toată lumea! Hai, noroc! Noroc, Chiure! Păză, umplă vorba pe-n târg! Căci că n-ai cum să fii demnitar dacă n-ai avea un dosar penal pe rol. E adevărat? O fi, mă, că Teo... Ți-a confirmat Teo? Teoretic, nu te bagă nimeni în sistem dacă ești cinstit. Că nu poți fi manevrat. Trebuie să aibă cu ce să te șantajeze. Dar stați liniștiți, că eu corespund. A, bă, și eu! Am dosarul ăla de delapidare de la prefectură. Aia, dar bă, ce ești mai prost? Și eu corespund că am dosarul de la primărie. Ați uitat de el? Da. Ce? Am albeață în ochi? Nu, Chiorete, tu n-ai nimic. Ești curat ca lacrimă. Deci n-ai loc în guvern, că nu corespunzi. Ce? Dar ce Teo are? Și parcă vreți să o faceți dita mai șefa de guvern. Corect! Păi, Pupăză, tu nu poți să pui pe asta premier, că asta nu-i șantajabilă, nu corespunde. Nu o să facă niciodată ce-i ordon tu. Nu mai bine mă pui pe mine, că pe mine mă ai la mână cu orice, oricând. Și nu numai la mână. Mă încetează că tu ai funcția ta în guvern, da? Să fie clar. Și nu mai ești nici tu așa șantajabilă, că dosarul ăla al tău de la prefectură e antic vechi de demult, s-a pus praful pe el și nu mai sunt nici probe. Deci? Atunci șantajează-mă cu ceva nou, sentimental. Emma! Cu Esteban! Da, cu Esteban... Cu Esteban merge. Merge, da. Băi, ai opărit-o, mă. Nu poți să mănânci. Păi ce vreme, că așa moare microbii. Ai avut dreptate, pe de altă parte. Treaba cu dosarele e adevărată. Nu ai dosar penal pe rol? Te-ai lins pe bot, nu promovezi. Păi și trebuia să-l întrebi tu pe Pupăză, deșteptule. Păi ce vrezi? Nu-l avem exemplu pe Mateescu? Cum a apărut dosarul penal de minte, are devenit șef. Chiorete, trebuie să ne mișcăm dacă vrem să ajungem liniștit. Poponețule, tu vrei a zice ce am eu impresia că vrei a zice? Adică tu vrei a ne fabrica noi dosare penale? Te-ai prins. Da, că fără ele, adio funcții suspuse. Bă, Panaramu, și dacă ne dă ăștia afară din poliție din cauza lor și ne mai trezim, Doamne ferește, că nici nu ne iese Pupăză președinte. Șșșt, taci, n-ai picobe. Băi, noi o să ne facem niște dosare fără probe. Da, doar așa, de praf în ochii presei, cum a făcut și Van Damme și Emma. Un pic de vâlva și gata. După ce trece nebunia și ne facem treaba, o să ne dea cu nu. Da, și o să avem cazierele imaculate. Ca să avem cazierele imaculate, să dă cu pic, bă, nu cu nup. Ai fost și tu la școală, știi, de pic. Nu, mă, nup, adică neînceperea urmăririi penale. Concentrează-te, concentrează-te, mănâncă. Dracu, politica asta, Doamne, iartă-mă. Care a zis că e femeie ușoară și asta ca să mă exprim eu academic. Mare dreptate am avut. Auzi, bă, dar dacă în politica asta intră numai de-știa, dar am zis eu până acum, de ce tragi de amiază votatără ăștia până acum legea prostituției? Hai, Chiorete, termină cu întrebările astea filozofice, că nu-ți iese. Haide odată să ne facem dosarele alea, că vorba proverbului, timpul trece, ministerele se duc. Parafrază la proverbul? Cine se scoală de dimineață, adorme într-un libuz și departe ajunge. Să dă jos la Politehnică. Cine n-ai bătea băgămăție în ca povestea asta cu dosarele? Teo, lasă vrăjeală, că știi că așa e. Și mai bine suflu și în iaurt decât să mă frig, nu? Băi, dacă e așa, eu de ce n-am dosar? Că vorba aia, să mâna dreapta al vârlavul, nu? Pentru că tu ești excepția care întărește regula. Ah, și bine că ai zis, că exact despre asta vreau să vorbim. Înțeleg. N-am dosar. Nu poți să mă pui prim-ministru că nu sunt șantajabilă, nu? Deșteaptă, ca de obicei. N-ar fi păcat, mă, Teo, să se piardă un premier așa de bun ca tine? Bine, o să-ți dau o sursă de șantaj. Ce-i zice dacă aș face eu niște poze cu Van Damme în ipostaze fierbinți?
Ți le las ție ca poliță în alb, ca garanție că o să colaborăm fără probleme. Van Damme? Mm-hmm. Păi și Emma ce o să zică? Nu o să zică nimic, o să explicăm noi doi că este în interes de serviciu. Ca să nu poți să o dau afară din guvern așa când îmi vine mie, da? Fără voia ta. Așa, da? Da, și apropo de dosare, ar fi bine să-ți faci și tu unul. Dar nu l-am dragă pe la Cubaros? Mai tare de atât ce poate fi. Capul tău. De lemn. Pupăză, dacă te lauzi cu ăla în campanie, atrage atenția presei și Doamne ferește ce mai găsește. Numai bine, îți fabrici tu un altul și distragi opinia publică de la adevăratele probleme. Că vorba aceea, șantajul fabricat e ușor de controlat. Geniala mea, auzi, fugi repede și fă pozele alea cu Van Damme ca să fiu sigur că nu te pierd ca prim-ministru ce ești. Ah, bun asta! Hai, hai că vine! Fii competentule, cum ai putut mă să pierzi probele de la dosar? De fapt, ia stai, că ai făcut-o expre să-l favorizezi pe infratori. Ți-ai luat șpagă, măgarule! Dar ce vrei să iei numai tu șpaga? Păi ce crezi că mie numai s-a îngrosit ăla de fructe din piață? Cât ai luat ca să mușamalizeze actele? De-aia ce să spun, nu? Mișcă nimeni, polițiști deosebit de corupți, ce sunteți? Pușcăria vă mănâncă incompetenților, mâinile la spate! Stai, mă, prietene, ce vrei a ne face? Ne-am luat și pe noi gura pe dinainte. Ce să vă fac? Vă bag în arest 24 de ore! Cum 24 de ore, bă, mușchiulică? Trebuie să ne bagi măcar 48! Înseamnă că mai sunt și alte infracțiuni de care n-a spus! Da! Mișcă, bă, sunteți terminați! Mișcă, pletosule! Mișcă, bă! Treci și tu, Chiorule, treci! Dacă mai ciodată, Chiorule, dacă nu vezi de jos, dă-te recu! Mișcă! Dosarul triunghiului amoros! O să inventăm o poveste erotică ca aia de la Casa Albă. Că Bill Clinton și-a făcut atunci o super imagine cu Monica și Trabucu. O să intre direct pe prima pagina ziarelor. Și tu o să fii Monica. Eu? Da! Și cum a rămas mă însărcinată cu Trabucu? Ce haios ești! Nu? No? Pe cuplă, să știi ceva? Eu mă bag. Că cred că asta o să aducă legitimitate copilului. Dar nu o să aducă scandal. Că tu n-ai pe cine să înșeli, că n-ai nicio Hillary. Păi nu eu înșel, deșteptule, Gina! Că tu o să fii iubitul ei. Și o amantă, evident. De ce crezi că zice triunghiul amoros? Hai, lasă-mă! Super! Mi-au cerut să-i țin cu o zi în plus în arest. Vă dați seama ce vinovat se simt? Se simt pe dracu, idiotule! Eliberează imediat! Că sigur e tot o înșelare ca să se dea victime persecutate de șef și să mă pună pe mine rău cu Don Chester. Hai, fugi, dă-le drumul! Am înțeles să trăiți! Că dacă o să ne fotografieze vreodată cineva... Zi, Doamne ferește, și scuipa în sân! Vrei să dăm de... De fapt, nu scuipa, că am eu un pic de treabă aici. Nu, să-i spunem lui Emma că sunt pozele pe care ne-a pus să pupă de să le facem și gata, alibiu! Nu că-s genială? Genială, e puțin zis. Ești cea mai tare din univers. Și tu la fel. Treci! Ce cauți mă aici? Mi s-a agățat ciorapul! Lasă-l agățat acum! Am venit că sunt deprimant din cauza lui Mirabela, că dacă nu mai am iubită și aud pe toată lumea cum vorbește de sex în jurul meu, nebunesc. Ba, unii chiar mai și facă. Mărlane, să știi că ceea ce vezi tu nu ceea ce pare, mă. Hai, nu încerca să schimb vorba. Zici ce faceți aici? Adică văd ce faceți, că mai țiu și eu minte de alte de-astea, de când eram tânăr. Bă, voi sunteți sinucigași? Dacă află, Emma. Dar ce zic eu dacă află? Sigur o să afle. Șterge imediat memoria, că la cât de idiot e, sigur îi spune lui Emma. Păi dacă e idiot, ce memorie să-i ștergă? Are? Auzi, mălănele? Ce? Nu ziceai tu că ți-e foarte dor de Mirabela? Dor? Da. Și dor e puțin spus, mă topesc de dorul ei. Păi și de ce nu te duci, mă, la ea? Teo, se pare că poziția în care te afli îți permite să faci mișto de mine? Cum să mă duc la ea? Păi eu n-am bani să-i trimit o vedere, o carte poștală, dar mi-te să mă duc până acolo. Na, s-a rupt, că te-și picioare. Ia uite, ai două curele, mă? Acum ai! Poftim! Mi-ai dai mie?
Da, ah, cu o condiție. Să pleci în secunda asta în Spania, fără să spui nimănui. Că dacă află ceilalți că ți-am dat bani, o să vrea și ei. Și vorba aia, nu sunt Banca Națională, nu? Acum, plec, mulțumesc, zâna mea, Andreea Maria! Dacă de asta se ocupă Vandame, am înțeles? Corect. Să te ocup cum trebuie de doamna, mă. Cel puțin un minus, să nu mă faci de râs. Ești! Mă bazești pe tine, toată încrederea mea e în tine, mă. Murlane, ieși odată! Mă, mă duc ce adumeri să fii premier. Repetam. Ce făceam? Repetam, mă, pentru pozele alea pe care ne-a pus pupăză să le facem. Nu ți-a zis? Nu. Exact, exact. Ne-a pus pupăză să facem niște poze compromițătoare ca să putem fi șantajabili. Adică apți pentru guvern. Poftim? Adică te-a pus pe tine să... Pe cum vine asta, mă? Adică eu îi dau pontul și el te pregătește pe tine pentru funcția de premier? Ce călosul ne simt. Zi tu, n-ai să vezi ce-i fac. Păi bune! Adică ea e mai interesată de funcția de premier decât de faptul că ne sărutăm ca nebunii? Bă, voi nu înțelegeți că e ordin de la șeful să ieșiți? Ce mă? Ce te zici că dă caserele aia și dă panarabă de uitumă? Dacă vrei să intri acelea, bă, dă-te dracu că scot ochii și calc în picioare. Ia du-te, bă, la șef să-i spui așa. Bă, a zis băieția că dacă vrea să ne scoață Dacilea, îl găsește pe zdraci. Asta însemnează că e favorizare de infractori. Și tu ajungi suspecții și o să intri și tu aici, bă, cocoșatule. Și dacă vii aici la noi, o să ne înghesuim ca sardelele. Da, și o să le faci ciorap. Ce faci, bă? Nu ți-am zis să-i scoți pe ăștia de aici? Păi, dar nu vor să iasă șeful. Ziceți, mă! Șeful, atâta timp când noi suntem șușpeți, ne-am pus la dispoziția justiției. Căci că fiindcă noi avem demnitate. Până nu s-a clarificat dosarul, noi Dacilea nu ieșim și ne asumăm orice consecință. Na. Exact. Da? Da. Bine, mă. Dar aveți grijă că dacă rămâneți în arest, înseamnă că sunteți suspendați temporar și adio leapă. Nu m-am gândit la asta. Numai bine îmi spuneți mie de ce v-ați închis și poate putem rezolva cumva treaba, că doar suntem colegi, bă, ce naiba. Bine, șef, o să fim sinceri cu matale. Vrem să șadem acelea ca să facem și noi rost d-un dosar penal. Căci că dacă n-ai dosar penal, nu poți să te califici ca ministru. Că umblă zborul că oricum dacă n-ai dosar, nu poți să accezi nicio funcție înaltă. Ha? Dar dumneata, ca să zic așa, știi foarte bine treaba asta. Păi și eu ce fac, șeful, că eu n-am dosar? Vreau și eu! Ce vrei? Alo, alo, ce te face acelea? Ai comis vreo infracțiune? Ceva? Nu, dar comit acum, da? Ce? Ați văzut ce ne-a făcut, da? Sunteți martori! Și în lumina noilor evenimente, e foarte clar că nu mai poate să fie mâna dumneavoastră dreaptă, da? Și trebuie să-l trimiteți și la control, că ăsta e nebun și într-o zi o să vă atace și pe dumneavoastră. O să vedeți! Ce-i nebun, nebun? Nu mai știu, mă! Da, liniște și faceți-mi loc, că intru și eu! De ce? Ce? Ce faci? Păi ce crezi, Chiorete, că eu sunt prost? Da? Să rămân singur afară și să vă fac vouă treburile? Da! Nu să mă! Deci eu nu reprezint nimic pentru tine. Îmi risc viața zi de zi să mă întâlnesc cu tine. Și tu vrei pe tău, premier. Că tu e amanta ta, nu eu. Să mă atingi, că ți-e tai. Ai embargo și tu. Mă, Emma, mă. Nici o Emma. Emma, ascultă-mă. Totul este doar o regie în favoarea ta, ce credeai? Exact ca în scandalul cu Bill Clinton. Tu ești Hillary. Și când o să apară pozele cu Van Damme și cu Theo, Theo va fi Monica. Am mai auzit cineva de Monica? Nu! Dar de Hillary, mare un pic și ajunge președintele Americii! Nu vrei să ai și tu aceeași traiectorie ca și ea? Poți să... Tu vorbești serios? O pregătești pentru cotrocene? Nu că sunt genial? Nu că merit o recompensă? Merit? Doar se anulează, pentru că nu ai vrut să-i dai banul Mârlană să plece naibii odată în Spania și să scăpăm de el! Păi cum să... Scuzați de deranj! Porumbeilor, stați liniștiți, aveți Vanuț că plec în Spania, bă. Asta la vista, babi, cum spune eroul, din albă ca zăpada. Și ca să nu scoateți ochii că vă las săraci, plec cum am venit, bă, cu mâna băgată în fund. Iau numai bățul, că stai al meu, mă fac călușar. De ce ai dat bani? Ai făcut tu asta pentru mine? Nu, dragă, că doar se închitră, cum ai zis. Iartă-mă! Trebuie să te premiez! Ah, vină! Oh, da! Oh.
Bă, ce faceți voi aici? Cum, ce facem? Bă, tântălure, băi, ai uitat ce-am vorbit? Dosarul de șantaj, pozele... Repetam... Repetam! Da, ca să fie mai credibil ca Bill cu Monica. Ca cine? Ca Bill cu Monica. Monica? Păi, tu, păi vine mă, dacă ea repezi, nu trebuia... Păi... Da, stai că e o idee bună! Că ea e brunetă și seamănă cu Monica și Gina e blondă, ca Hillary! Și s-a făcut și un copil, deci e ca și nepoastă ta! Vezi? În sfârșit a ieșit o poveste perfectă! Da, auzi, auzi, dar să nu te scapi tu la Vanda, că el s-ar putea să nu prea înțeleagă planul ăsta al nostru politic. Că el e gelos ca bău. Ca un tăuraș, adică. Da. Eu mă închis armarul. Mersi. Veniți-mi dar să vă zic că am scăpat de mârlănul. Pleacă-n spanea! O să dorm singur. Yes! Să trăiți sănătima noastră și mântria, domnul Chirc! România! Nu știam eu de ce nu s-a mai preluat toată ziua niciun telefon. Și de ce nu mai mi-a venit la contrasemnat niciun act. Pentru că aici la voi se trage chiulul în gașcă. Domn chestor, permiteți să raportez, nu se trage chiulul. Ne-am închis ca să... Ne facem dosare, să putem să ocupăm și noi o funcție în guvernul lui Pupăză. Că așa s-aude zvonul, că fără nu se poate. Serios? Păi ce face domn chestor? M-autoarestez, măi, fere, de ce nu vezi bine? Domn chestor, dumneavoastră, nu aveți niciun motiv, că sunteți curat ca lacrima. Mateiescule, nu fii milițian, bă. Păi dacă eram eu curat ca lacrima, mai ajungeam chestor. De ce nu e zvon? Erau și eu primul. De ce nu e zvon? Că știi vorba proverbului. Timpul trece, ministerele se duc. Care l-am paraplegic. Cum dracu vezi, bă, că e cheia proască? Nu e, mă, că am scos-o. Hai, mă, de Hillary. Mare un pic și ajunge președintele Americii. Nu vrei să ai și tu aceeași ascensiune? Aceeași traiectorie, de fapt. Adică traiectorie, ca să ne fie mai simplu. Ca ea. Ah, nu știam eu de ce mai...